În perioada 15-31 mai, Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu Iași organizează expoziția documentară Ion Simionescu 150, dedicată împlinirii a 150 de ani de la nașterea academicianului român, profesor universitar și om de aleasă cultură. Cuprinde un tablou generos al vieții și activității omului de știință, văzut prin prisma unora dintre cele mai reprezentative lucrări ale sale. Ne-am axat în principal a surprinde viața și opera acestui savant român, credem noi pe nedrept ignorat sau neapreciat la adevărata lui valoare. Este o personalitate marcantă a culturii interbelice, alături de personalități precum Nicolae Iorga, și am încercat, așa cum am precizat, să surprindem o parte din lucrările sale științifice, îndeoseb din domeniul geologiei și paleontologiei, domeniul în care a excelat și în care a fost deschizător de drumuri. În cadrul deschiderii acestei expoziții a fost invitat profesorul universitar Tudorel Toader, rectorul Universității Alexandru Ioan Cuza. Am participat la un eveniment de știință, de cultură și de educație. 150 de ani de la nașterea academicianului Ioan Simionescu, o mare personalitate de rang național și internațional, profesor de geografie, născut în zona Buzăului, dar crescut, educat, format în spiritul moldav, în zona Moldovei, care a fost student, care a fost profesor, decan, rector al Universității Alexandru Ioan Cuza. Lui Ion Simionescu îi revine meritul de a fi pus bazele organizării laboratorului de geologie și celui de geografie de la Universitatea din Iași. El pornea de la ideea că un învățământ modern trebuie să dispună de condiții care să asigure tinerelor generații însușirea unor cunoștințe strâns legate de practică și realitățile vieții. Ion Simionescu este o valoare de patrimoniu național și cu asta cred că s-a spus tot. Trebuie să avem grijă de această valoare. Multe lume nu-l cunoaște sau nu-și aduc aminte. Am făcut niște teste din astea și prin școli și, din păcate, lumea nu știe cine este, cine a fost Ion Simionescu și care a fost rolul extraordinar în istoria României pe ansamblu, dar mai ales în istoria Moldovei, în istoria Iași. Ion Simionescu s-a născut la 10 iulie 1873 în localitatea Fântânele, județul Bacău. Rămas fără părinți încă de la o vârstă fragedă, s-a mutat la Botoșani, unde a fost crescut de bunică. După absolvirea liceului, a studiat la Facultatea de Științe Naturale a Universității din Iași, fiind îndrumat de profesori precum Petru Poni și Grigore Cobălcescu. Parcursul academic l-a continuat la Viena, când în calitate de bursier al Academiei Române a început să se specializeze în geologie. Anul 1898 avea să fie și anul obținerii doctoratului în acest domeniu. Expoziția este inclusă în calendarul de activități al proiectului Restaurare și reabilitare a clădirii Monument Istoric, Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu Iași, finanțat prin granturile SED 2014-2021 în cadrul programului Rocultura.